Sunt amândoi celebri, energici, plini de umor și independenți. Chiar dacă acum viața lor este complet schimbată de Teodora, o fetiță care recunosc ambii părinți cu entuziasm, este un dar de la Dumnezeu, după cum îi spune și numele. Vorbim de Liana Stanciu și Mihai de la Bere Gratis. Un cuplu modern, nonconformist, care face spectacol din fiecare zâmbet al fetiței. Dar chiar și pentru ei, adaptarea la noul ritm n-a fost prea ușoară. E drept însă că fetița adoră la rândul ei agitația și vrea să fie mereu cu multă lume în jurul ei. Așa că merge cu părinții peste tot, chiar și la concerte. Cele ale trupei Bere Gratis. Hai, tati, să dansăm! Teodora! De ce știe? Cu terasă, știe cu discotecă? Ia uite, dar nu se oprește! Toată numai zâmbet. Teodora a trasat o graniță în viața părinților ei, înainte și după Teodora. Căci pentru Liana Stanciu și Mihai de la Bere Gratis, lumea s-a schimbat și nimic nu mai e ca înainte. Important e că din timpul sarcinii am încercat să dăm la o parte lucrurile care încercau să se schimbe ușor-ușor și ne-am străduit să rămână la fel, adică ieșirile la restaurante, că atunci era bebe la purtător, acum e mai complicat, dar au apărut enorm de multe lucruri frumoase și atunci se compensează. Dar era ne-a pus ordine în tot, cel puțin mie. Nu aș vrea să vorbesc pentru mine. Singurul aspect e că la mine meseria, și la amândoi, de fapt, meseriile pe care le facem sunt, de fapt, într-un contracronometru și atunci trebuie să-ți împarți foarte, foarte bine timpul. Dar mie e clar, eu dacă am concerte vinerea, sâmbătă, duminică, e clar că voi pleca de acasă, ceea ce înseamnă că va rămâne ea singură cu Teodora. E clar că dacă ea are radio de la 1 la 4 sau și emisiune de televiziune de la 8 la 10, trebuie să meargă. E o înțelegere tacită, te las atât și dar trebuie să facem treabă. Era firesc ca într-o casă unde se aude muzică de dimineață până seara, Teodora să se trezească și să adoarmă pe muzică, de tot felul. Ascultă radio. Ascultă radio. Păi ce dau oia la radio? Și să știi că se face zapping, nu se ascultă în singură radio. Da. Se plictisește de aceleași radio. A ascultat și în sarcină, a ascultat și muzică clasică și muzică rock. Cunosc. În principiu, muzicile pe care le ascultăm noi. Mai nou, chestia cu CD-urile pentru bebe, așa a început să chiar să mă enerveze. Câteodată, pentru că deja, da, cum să spun, s-a săturat de rățuștele mele pe apă sau dus. Nu mai are efect. Are efect o perioadă, dar după aia își pierde tot farmecul. Chiar dacă nu îl recunoaște deocamdată foarte clar pe tatăl ei la radio, un lucru este cert. Când apare Mihai, toate regulile sar în aer și rămâne doar pofta de râs și de distracție. La noi în familie e foarte clar. Când mă vede pe mine, nu știu dacă râdea, când vede pe Mihai, clar o umflă râsul. Deci automat tati e cu giumbușlucul, cu nebunia. Când însă e vorba de lucruri serioase, toată lumea se conformează. Am vrut să o botezăm repede, adică am botezat-o la 2 luni. Ceea ce mi se pare foarte indicat. A fost o nebunie. Cu copilul foarte mult nebotezat, mai ales că suntem o familie de oameni credincioși. Mi s-a părut foarte bine. Problema că am avut un avantaj că am botezat-o foarte mică, pentru că altfel e foarte greu să stai cu ea la petrecere, pentru că ea, dacă nu e acolo în miez, e la fel de sociabilă ca amândoi. Și dacă nu e împreună cu noi și cu oamenii din jur, oricum are deja la activ câteva sute de cunoștințe. Așa. Cum se poate remarca? Că da, nu există... Nu e de mirare că au dus-o de mică la concerte. A fost cu ea la concert când a cântat tati într-o piață. Când a fost? Avea 4 luni, 5 luni. Da, a fost la concert, dar era un concert prea mare pentru ea. Prea mare, da, adică deja era... Acolo. N-am stat era chiar un pea uriaș în piața Constituției și am zis, lasă, mai bine merge. Și pentru că au parte de un copil atât de luminos și cu minte, cei doi se gândesc ca într-o zi să mai încerce încă o dată experiența de părinți.